Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Să la primește o șansă nesperată din partea lui Cuzei. Alper așteaptă cu nerăbdare momentul logodnei sale cu Săla, însă va fi șocat să afle că tânăra a fugit din sat. Alper este foc și pară pe Cuzei pe care îl bănuiește că ar fi plecat cu Săla și nu se lasă până când nu îi va găsi. Impresionat de situația din familia tinerei care i-a salvat viața, Cuzei decide să o ajute, într-o manieră nesperată pentru la. Sora acesteia, Bahar, este cea care o va sprijini pe sora sa în demersurile sale, dar va fi și cea care va ține piept mamei când aceasta va afla că fica ei a fugit și nu a acceptat căsătoria forțată cu Alper. Cum se va descurca Săla în marele oraș metropolă și ce ajutor îi va oferi Cuzei, pentru că tânăra i-a salvat viața. Situația pentru Săla se complică dramatic. După ce Cuzei s-a asigurat că tânăra nu va mai fi victima violenței domestice în casa în care locuiește, Săla are parte de o surpriză din partea celui căruia i-a salvat viața. Cuzei continuă să o ajute pe Săla, într-un mod nesperat de acesta. Iar tânăra începe să creadă că va putea avea o șansă pentru un nou început. Alper reacționează vehement atunci când vede că Săla este de negăsit și trece la amenințări. Cavidan și Bahar sunt îngrozite de reacția lui Alper și speră ca Săla să le salveze și de această dată din încurcătura teribilă în care se află. Răutatea lui Melis nu are limite când vine vorba de Zeynep. Fica lui Ferei va face un gest teribil care o va întrista peste măsură pe Zeynep.